este alertă de botulism în țara noastră. A apărut a treia suspiciune de intoxicație cu toxina botulinică la Spitalul Județean de Urgență din Slatina. Alte două cazuri au fost confirmate. Un bărbat s-a prezentat la medic pentru că vedea dublu, iar pacientul a spus medicilor după lungi discuții că ar fi mâncat cu o zi înainte carne la garniță. Este alături de noi doamna Carmen Dorobăță, medic infecționist. Bună ziua! Vedem trei cazuri în Slatina, dar sunt și alte județe din țară și ar trebui să știm la ce să fim atenți, doamna Dorobăț. Bună ziua! Este binevenită această discuție pentru că urmează o perioadă în care mulți dintre noi vom urma rigorile unui post. În post se mănâncă în special, cum știm, legume, fructe care pot fi în stare conservată. Trebuie să știm că această infecție se ia în special din conserve de pește, în primul rând, dar nu numai din conserve de pește, și din zacuscă. Au fost cazuri de îmbolnăviri după consum de zacuscă. Au fost cazuri de îmbolnăviri după consum de pate, de exemplu, din tuburi, din acelea cum este ambalată pasta de dinți. Așa sunt lucrurile, ca să rezum, orice ambalaj care oferă condiții de lipsă de oxigen, deci de anaerobioză, poate duce la dezvoltarea acestei toxine, da, și în consecință la această boală, care boală reprezintă o urgență infecțioasă. Care ar fi simptomele care să dea de gândit așa încât să se prezinte pacientul imediat la spital? În primul rând, trebuie să știm că, spre deosebire de multe alte boli infecțioase, aceasta nu debutează cu febră. Deci este o boală cu afebrilitate, la care apar de regulă fenomene neurologice. Cade pleoapa, de exemplu, pacientul nu mai poate deschide bine ochii, se usucă mucoasa nazală, de asemenea conjunctiva ochilor, nu mai poate înghiți în condiții corecte, iar în formele grave chiar apar manifestări respiratorii. Astfel încât, de regulă, pacientul se prezintă nu la infecțioase, ci la medicul neurolog sau, eu știu, la medicul orelist, astfel încât colegii noștri pe această cale trebuie să fie atenți și cu ceea, iată, consumă pacientul, exact, pentru că tot vorbeați mai înainte de meniuri, mai meniuri care pot reprezenta surprize, inclusiv din punct de vedere a unei posibile patologii. Iată, aici este vorba de o patologie cunoscută pe care este foarte important să o identificăm la timp pentru a trata corect și la timp. Da, mulțumesc, doamna Carmen Dorobăț. Mare atenție, așadar, sunt și locuri în țară unde nu era disponibil serul acesta antitoxic.